Bună ziua, suntem gata, da? Stimați cetățeni, astăzi vreau să vă spun concluziile la care am ajuns în urma dezbaterilor referitor la prețul la căldură pe care a venit în factura dumneavoastră. În cadrul dezbaterilor, practic, am primit răspuns la câteva deci, întrebări în care mi-am făcut concluziile. Da, prețul la căldură, el are două componente. Prima, deci componentă, este calculul pe care îl face ANREU și doi, deja propriu-zis volumul de gigacalorii care este distribuit de către furnizor spre apartamentele dumneavoastră. Ceea ce este interesant, la întrebarea pe care am adresat-o către Ministrul Economiei, care este volumul de gigacalorii care a fost redistribuit în apartamentele dumneavoastră, în dependență de temperatura care este afară. Dacă în comparație cu anul iarna 2018-2019, luna ianuarie 2019, media temperaturii de afară a fost -2,6, în acest an media a fost +1,5 și astfel volumul de apă fierbinte care a fost furnizat cu temperatura de 67 de grade întreg și 9 în comparație cu 70,9 grade în anul precedent. Astfel, la dumneavoastră trebuia să ajungă o factură mai mică decât a fost în anul precedent, însă ea este mai mare decât a fost în luna ianuarie anul trecut. De ce s-a întâmplat acest lucru? Am văzut răspunsuri de faptul că s-a calculat 35 de zile, apoi s-a mai calculat în 29 luna februarie și nu știu de ce se primește o medie de 65 de zile, că au avut două luni din acest an. Dar cel mai important este răspunsul pe care l-am primit la Termoelectrica, că în ceea ce privește volumul de gigacalorii care a intrat în blocul dumneavoastră, a depins în primul rând de gestionarea fondului locativ. Astfel, putem afirma cu siguranță că responsabil despre faptul că nu a fost reglat volumul de gigacalorii sau apă fierbinte care a intrat în blocurile dumneavoastră, gestionarea fondului locativ și care trebuiau în linii generale să fie sau să răspundă sau față de primarul general. Astfel, putem spune că conducerea primăriei municipiului Chișinău s-a ocupat mai mult de PR în aceste luni decât s-a ocupat, propriu-zis, de conlucrarea cu gestionarea fondului locativ să ia în calcul micșorarea volumului de gigacalorii care intră în blocul dumneavoastră. Deci a lăsat pur și simplu, ca de obicei, robinetul deschis, indiferent de temperaturile care sunt deci afară. Astfel, putem spune că administrația primăriei municipiului Chișinău deci este irresponsabilă în ceea ce privește gestionarea acestui proces, iar dumneavoastră ați primit această factură ridicată anume din cauza administrației municipiului Chișinău. Dacă sunt întrebări, dacă nu, vă mulțumesc, o zi bună!